La jocul cu plăieștenii a fost prezent și Wesley. El a primit din partea lui Dragoș Iftime, noul președinte executiv al celor de la FC Vaslui, o frumoasă cupă pentru întreaga evoluție la gruparea galben-verde. Publicul a ovaționat în picioare zeci de secunde, cei prezenți neputând uita ce a însemnat timp de 3 ani și jumătate fotbalistul brazilian pentru echipă. La finalul jocului, golgheterul ultimei ediții de campionat, cu 27 de reușite, a declarat: "E foarte greu să las echipa acum. Porumboi a făcut o formație care se poate bate la titlu. Sper să și obțină. Sunt cu inima alături de băieți până la moarte. Viața merge înainte și foștii coechipieri trebuie să dea totul pe teren." Wesley dă dovadă, pe lângă valoarea indubitabilă pe care o are și pe care a demonstrat-o, că este un mare om și un mare caracter.